Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. Discutăm astăzi despre noi dezvăluiri de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Vă amintiți acel număr foarte mare de decese care s-a înregistrat la secția de ATI. Avem astăzi înregistrări cu discuții între o asistentă și directoarea spitalului. Se vorbește despre reducerea dozelor, dar despre ce li s-a spus asistentelor să facă. Nu știm încă ce au spus sau ce au despus medicii în toată această chestiune și ce se întâmplă în ancheta deschisă în acest caz. O să vă arăt însă și niște imagini absolut haioase, șocante. Cum vreți să le considerați? Din campania de la Capitală, un candidat s-a dus cu vaca, efectiv, prin sector. Domne, are o metaforă acolo că e de fapt un sector care e o vacă de mulți și... Mă rog, erau și niște bălării pe acolo, cam tot București, așa, nu-i problemă. Putem cu oi, cu vaci, să mergem peste tot, nu e asta discuția. Dar în campania asta foarte puțin discutăm despre proiecte, despre programe, despre ce vrem să facem. Fiecare cu modul exotic de a face lucruri. O să vi-l arăt și pe piedone, prăjește niște ouă pe șantier printre ciment și utilaje. Bine, el e și pe motocicletă și șoșoacă-i pe motocicletă. Domnul Burduja de la PNL a cântat la chitară în weekend. Nu știu, doamna Firea, unde e, dar domnul Nicușor Dan a reapărut. Ieri am întrebat unde e, că nu știa nimeni. A fost la o conferință de matematică astăzi și prilej bun să mai spunem încă o dată că nu vine la nicio dezbatere electorală. Și așa, dezbaterile astea mai mult nu sunt decât sunt și dacă sunt, nu sunt despre ce trebuie. O să vorbim și despre sistemul Patriot. Dăm sau nu acest sistem Ucrainei? Reacție nervoasă astăzi a domnului Ciolacu. A zis că, da, ce vreți acum, desfințăm CSAT-ul, e mai bine așa? Nu știu când se întrunește CSAT-ul. Până atunci, rușii amenință că ne atacă dacă de pe teritoriul nostru pleacă sistemul Patriot. O să discutăm și despre pensii. Au venit deciziile de recalculare, formularul. Urmează să le primească și pensionarii până în august. Și tot astăzi mai târziu în emisiune despre consumul de droguri și cum va fi el pedepsit dacă sunteți prinși drogați la volan în România 10 ani. Da, încă e prea puțin pentru multe vieți pierdute și distruse. Ce facem cu traficanții? Rămâne întrebarea. Încep 3 ore de politica zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această primă oră în platou alături de noi, domnul Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, candidat PNL, Consiliul Județean Vaslui. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, bună ziua. Jurnalistul cetățeanul.net Cătălin Antohe, mulțumesc foarte mult, Cătălin. Mulțumesc pentru invitație. Printr-o legătură telefonică directă, deputatul PSD Laurențiu Gâdei de la Galați. Bun găsit, Laurențiu, mulțumesc. Bună ziua, vă mulțumesc și eu. Începem așadar cu acest subiect legat de ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon. Pentru că avem o investigație nouă a voastră la cetățeanul.net și vreau să asculte și telespectatorii o parte din discuțiile acestea dintre asistente, directoarea spitalului și apoi comentăm și pe marginea investigației voastre și intrăm în dezbatere. Și domnul era la 20 de ore. Și le arată la ajunul în mare șantară să trăiască? Dacă el are data cu 20, în niciun caz. În câteva ore intră în stop, pacientul. Și ce tensiune avea? Păi eu, cu ora avea 110 la 20, așa a scăzut la 45. Auzi, dar pacienta asta nu se numea care a murit, știi? A, nu mai știu. Nu mai știu, nu? Nu mai știu. Dar oricum am avut tot salon, tot salonul 6 l-am dat. Tot salonul 6, 2. Joi? Da, puteți să intrați, să vedeți. De joi până sâmbătă dimineața, câți pacienți au murit pe trafic? Da, pe aici intru. Pe aici intru, da. Dar tu poți să intri acolo, să vezi? Să te regăsești? Eu pot să intru, dar nu să la muncă. Dacă medicul e lângă tine și tu, iar te-ai la 20, dar dacă se învârte pe acolo și iar bine, la mine eu s-a mai întâmplat și altă, ce faci? Păi ce să zic că dacă îmi scrie prin foaie, nu e lasă atâta. Dar dacă nu scrie prin foaie, nu scrie în foaie, eu ce să fac? Zic, mă duc la pușcărie degeaba? Dacă vine cineva, sau se întâmplă de multe ori, să dăm înapoi astea să modificăm rata, de zic că iau dată 1, da? Da. Când a venit ora de vizită de la 12 la 1, am dat înapoi la 5, la 10, la cu câte am la pacient. Că familie poate sunt unii care se uită, ei nu știu despre ce e vorba, dar să știți că se uită acolo, să bagă și ei ceva. Am înțeles. Și n-ai de unde să știi cine vine și ce e prieten.
O parte din aceste discuții, Cătălin Antohe, voi ați publicat de la bun început tot ce s-a întâmplat acolo, de la aceste decese multe și suspecte, de la acele remeneuri făcute la negru, până la tot felul de alte probleme din spital, te rog. Operații fictive, da. Așa. Ceea ce am dat astăzi publicității, într-un context destul de sensibil, da? Demonstrează că teza care a fost afirmată oficial de către Ministerul Sănătății, chiar de către ministrul care a preluat ce i-a spus corpul de control, de către Colegiul Medicilor și de către reprezentanții spitalelor, precum că aceste dezvăluiri vin de pe fondul unor conflicte interne, este falsă. Aici se vede foarte clar cum asistenta, și este clar că este o urmare a unor discuții anterioare, da? Se vorbește și de niște mesaje scrise pe care asistenta le-a trimis către directoarea de îngrijiri medicale. Acestea arată îngrijorarea, teama, groaza chiar a asistentelor vis-a-vis de evenimentele care s-ar întâmpla, da? Și urmarea acestor convorbiri, directoarea de îngrijiri medicale face ceea ce era legal să facă. Atunci când dai suspiciunea unor fapte de natură penală, sesizezi parchetul. Da? Mai departe însă, după ce a început tot acest scandal, ne-am confruntat cu această teză. Nu este nimic adevărat. Asta a fost teza lor. Toți pacienții au fost tratați corect și totul vine ca urmare unor răzbunări acolo, între angajații spitalului, între medici, asistenți, tot. Ei bine, asta se infirmă prin aceste înregistrări care sunt la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Am înțeles că ar fi mai multe înregistrări. Da? Voi aveți și opinia ale medicilor, răspunsuri ale medicilor? Răspunsuri ale medicilor nu avem, dar acelea au fost prezentate în raportul Colegiului Medicilor. Toți medicii au acționat corect și toate cele 17 decese nu au nicio legătură cu activitatea medicilor. Și atunci am venit noi și am arătat că nu au fost 17 decese, au fost 22. Da, am tratat și noi și 12 într-o singură zi. Exact. Domnule ministru Tătaru, așa, din experiența noastră și ca ministru, dar în primul rând ca medic, ce s-a putut întâmpla acolo? Deci, dumneavoastră, și un deces este o tragedie, apoi 20 sau 22 cât au fost în decursul celor 4 zile. În fiecare unitate spitalicească ar trebui să existe acea comisie din medici specialiști pe toate domeniile, începând cu medicul de anatomie patologică, care cercetează sau analizează aceste decese. Fiecare deces în parte a reprezentat o cauză, o boală de bază care a dus la acel deces. Nici nu la adrenalina nu se pune chiar la toată lumea. Se pune la cei care intră într-un șoc, care au o tensiune mică, încercând prin vasoconstricție și ajunge la o tensiune relativ normală pentru a putea asigura o hemodinamică ca acel pacient să trăiască. Cred că aceste cazuri, din punctul meu de vedere, aflate în terapie intensivă, au fiecare dintre ele câte o explicație, dar care nu s-a plecat nimeni să vadă pentru fiecare deces ce s-a întâmplat. Dincolo de ce observăm în aceste înregistrări, cred că lipsește elementul medic, care ar trebui să spună, da, una am scris, sau să vedem că una am scris, dar una ți-am cerut, tu ai făcut sau n-ai făcut, dar te-ai întors înapoi și... Știindu-ți menirea, n-ai fost de acord, dar totuși au fost 4 zile. În acele 4 zile n-a spus nimeni nimic. Pentru mine aici este un deranj, pentru fiecare cadru medical care a participat la acel act medical. Nu se poate pentru mine, ca și eu, ca și asistent, să fac ceva ce este împotriva pregătirii mele, împotriva acțiunii pentru acel pacient în parte. Și dacă ne uităm, toată lumea spune că da, în foile de terapie intensivă recomandarea era cea corectă. Dar verbal? Dar verbal, nu se poate. Sau chiar prin acțiune, asistentele susțin că ele au refuzat să modifice doza de noradrenalină. Păi și-au modificat-o sau nu? Și-a făcut-o chiar medicul. Bun. Asta susțin, da. Fiecare cadru medical trece într-o fișă de evoluție, evoluția acelui pacient pe 24 de ore. Găsim în acele fișe de terapie intensivă evoluția, cum s-a recomandat ceva, a refuzat, a rămas la fel, am reîntors? Nu. Lucrurile astea făcute oarecum ne fac să spunem că într-adevăr este un caz penal după un caz medico-legal, da, în decesul acelui pacient, fiecare în parte. Fiindcă fiecare dintre noi avem o menire. Pentru asta am ales meseria asta. Dar, domnule, da, dacă îmi permiți, domnule Tătaru, ați fost ministrul sănătății. Ați coordonat, practic, ați fost peste șeful corpului de control. Ați avut colaborare în permanență și cu Colegiul Medicilor, poate inclusiv cu Colegiul Medicilor București. Cum calificați dumneavoastră o anchetă și cum ați fi calificat-o ca ministru care nu stabilește nici măcar numărul real de morți?
Aici este o anchetă superficială, dacă mă întrebați mine, în condițiile, exact. în condițiile sau în care... Sau varianta B, cea nedorită, o anchetă prin care să se mușamalizeze treburile. Nu vreau nici să mă gândesc la acest lucru, dar superficial pot să mă gândesc în condițiile în care vorbim de 20-22 de morți, cum spuneți dumneavoastră, în condițiile în care acești morți... 12 într-o singură zi, aici ai șocul pe care toți l-am... Nu au fost într-un accident, au fost la unul bolnav care era în terapie intensivă. Dar totuși e un număr mare. Adică nu știu care e rata de decese în mod normal la ATI, că poate că nu e, bănuiesc că nu mor 12 oameni în fiecare zi acolo. Din 25 de paturi. Mai mulți pacienți erau 25 fiecare de deces are o cauză. Până nu aflăm cauza fiecărui deces, nu avem ce spune, să spunem, sunt cazuri terminale. Pentru boli cronice, boli neoplatice. În unele cazuri, da. Toți în aceea zi, știți cum erau grupați pe ore. În care, efectiv, atât am putut să facem pentru ei, dar aici nu știm niciun caz ce deces, ce cauza decesului a avut. Laurențiu Gâdei, eu vin și la tine, am păstrat dezbaterea aici pentru că avem și un fost ministru al sănătății. Încercam să înțelegem puțin ce se întâmplă acolo, pentru că a fost șocant pentru publicul larg, dincolo de faptul că trebuie o anchetă a Ministerului Sănătății, una penală și mai departe, să aflăm ce s-a întâmplat. Dar pentru public este șocant și scade și încrederea oamenilor, mai ales în actul medical, în spitalele de stat, din păcate, și cu toate că tot acolo sunt medici buni. Da, și pentru mine acest caz a fost șocant și de multe ori când comentam acest subiect la televizor, nu am fost în concordanță cu invitații dumneavoastră. De data asta salut încăpățânarea, cu ghilimele de rigoare, al jurnaliștilor care încearcă să afle adevărul până la capăt și ne aduc elemente noi din anchetă pe care noi, opinia publică, nu le-am ști. Asta nu înseamnă că anchetele Ministerului Sănătății nu au fost și ale Colegiului Medicilor n-au fost relevante, dar având elemente noi din ancheta penală, există și posibilitatea să constatăm că, pe de o parte, ar fi un malpraxis sau o rea voință în acel spital. Ceea ce este de remarcat, următorul aspect aș vrea să spun, pentru că știți, acest subiect mi-a captat atenția și discuția și în familie, soția mea fiind medic. Și îmi spune, tu ca politician nu poți înțelege ce se întâmplă într-o secție ATI, unde viața și lupta ca să salvezi pacienți este teribilă, nu poți înțelege că de la caz la caz fiecare pacient are specificul lui și are nevoie de doze specifice. Și mai e un aspect de subliniat, ca să-l înțelegem foarte clar, asistentul nu se substituie medicului. Medicul hotărăște dozele de substanțe, asistentul doar aplică ceea ce medicul spune. Rămâne în continuare un subiect interesant și aștept în continuare dezvăluirile jurnaliștilor pentru a avea o oglindă completă și a trage o concluzie, mai ales după ce și parchetul ar trebui să se pronunțe în acest caz, care pare deosebit de suspect și la acest moment. Da, Cătălin. Da, domnule deputat, de acord cu dumneavoastră, asistentul trebuie să se substituie medicului. Dar dacă medicul cere reducerea unei doze, acea reducere trebuie trecută și în fișa de observație. Perfect, de acord cu dumneavoastră. Dacă nu e trecută în fișa de observație, are tot dreptul să refuze, așa cum spuneau și fetele. Perfect, de acord cu dumneavoastră. Da. Medicația pe care un asistent o aplică unui pacient este scrisă de medic. Dar aceeași întrebare, și pentru dumneavoastră, domnule deputat, ca observator, ca de politician, ca simplu român, dacă se face o anchetă și se stabilește în două anchete oficiale, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății, că au fost 17 decese și le anchetează, ce le facem dacă au fost 22? Ce fel de anchetă este aceea, domnule deputat? Da, mi este greu să comentez această afirmație, această informație, pentru că nu știu la ce perioadă ne raportăm. Pe acele zile, exact, exact în intervalul pe care l-au vorbit. Intervalul 4-7. Da, noi am prezentat aici afișa cu toate decesele pe ore, pe minute, absolut tot. Aș putea suspecta că au fost un număr de decese în secțiile ATI, un alt număr de decese în saloanele normale. Toate erau pe ATI. Toate erau pe ATI. Asta într-adevăr e o problemă care ar trebui să primească și un răspuns oficial. Da, domnule ministru Tătaru, și totuși comunicarea publică a oficialilor și chiar a spitalului a fost la modul că este un fel de răfuială internă. Asta înseamnă, de fapt, neînțelegeri de comunicare. Răfuială internă cu asistente. În cetățeanul.net, Cătălina Tohea, au arătat și că una dintre infirmiere era, de fapt, asistentă fără concurs și apoi au adus-o înapoi ca infirmieră și ea n-a mai fost chemată la parchet între timp. Deci cum este într-un sistem sanitar și nu cred că nu în acest sistem sanitar. Vorbim de oameni, vorbim de viața unor oameni, dincolo de simpatii și antipatii, sau de răfuielile, cred că este pacientul.
Iar dacă stau să mă rezum la simpatiile și antipatiile din secția de terapie intensivă, cred că sunt foarte superficial. Din punctul meu de vedere, repet, avem 22 de decese. Cred că o anchetă și a colegiului, dar și a Ministerului Sănătății, ar fi trebuit să meargă pe fiecare deces în parte, vedem efectiv boala de bază și cauza decesului la acel pacient. Repet, în terapie intensivă ajung cazurile grave și foarte grave. Noradrenalina o dau în condițiile în care, într-adevăr, decompensează cardiovascular acel pacient. Am văzut că întreba și directoarea acolo. Poate și spre deces. Deci avem în acest moment, din aceste anchete, cauza decesului fiecărui pacient și evoluția într-o tendință de resuscitare a acelui deces care a fost. Uh-huh. Cred că aici va trebui să discutăm pe fiecare caz în parte. Eu aș pleca un pic de la... m-aș îndepărta de neînțelegerile dintre asistente și medici sau neînțelegerile de director sau director de îngrijiri și cine mai fi pe acolo. Avem peste 700 de spitale în această țară. 200 și vreo 63-64 sunt cele care sunt publice, da, care sunt sub autoritățile locale. Știm ce fel de management are fiecare dintre aceste unități. Știm cum se pun acești manageri. Cred că de undeva de sus se strică toate treburile în aceste unități spitalicești. Haideți să revenim un pic, să spunem care este menirea unui spital. Dacă avem un conglomerat între furnizori de servicii medicale și asigurarea unui loc de muncă, sau doar asigurarea unui loc de muncă, și atunci vom vedea ce înseamnă. Haideți să putem o performanță în aceste spitale și vedem care sunt medicii buni care trebuie să rămână și să nu umblăm cum umblăm în aceste momente în care pacientul merge după doctor, nu merge după unitatea medicală. Caută doctorul cel mai bun, din recomandare în recomandare. Da, Cătălin, te rog. Da, să precizăm, domnule ministru, că încă din prima clipă, după dezvăluire, în momentul în care a început scandalul mediatic, din prima clipă, reacția oficialilor a fost: nu este nimic adevărat, e o refuială. Cum poți să preiei o asemenea afirmație și să o faci, necercetând încă ce s-a întâmplat? Din prima clipă a fost: nu este adevărat, e o răfuială. Putea să fie adevărat, poate că procurorii vor constata același lucru, da? Și unul dintre motivele pentru care am ales să facem publice aceste înregistrări este faptul că aveam unele indicii că la parchet s-ar putea să vină cu soluția trasată de minister. Adică că a fost o răfuială în situația în care aveau aceste înregistrări, și atunci am decis să supunem atenției publice aceste înregistrări, ca oamenii să-și facă propria lor imagine. Vorbim aici de o răfuială internă sau de o situație tragică? Aici este problema. Repet, aici cred că trebuie să ne întoarcem la cauza decesului fiecare din cei 22 de pacienți. Da, dar n-au analizat decât 17. Aici e diferența. Cred că ăsta trebuie să fie și răspunsul. Dincolo de răfuieli, cred că răfuieli există în fiecare sistem din economia asta și din ce vrem noi să discutăm, unde se lucrează cu oameni și între oameni. Cred că aici rezultatul ar fi trebuit să fie analiza fiecărui deces în parte. Să știu eu cauza. Aștept să ne spună cineva, în mod oficial, Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, chiar spitalul în sine, ce s-a întâmplat acolo. Despre asta e vorba, asta am vrea cu toții să știm. Bine, mergem mai departe. E un scandal și pe povestea asta legată de sistemul Patriot. Președintele din America, știți că ne-a spus că există de fapt există această solicitare ca România să-și dea sistemul Patriot către Kiev. Doar că de aici o întreagă dispută. România are unul singur funcțional, restul sunt în stadiu de operaționalizare. Premierul Ciolacu a spus că ministrul apărării, domnul Tâlvăr, are mari rețineri cu privire la a da acest sistem Kievului. Între timp a apărut și Federația Rusă cu tot felul de amenințări cu rachete la adresa României dacă vom folosi de pe teritoriul nostru acest sistem Patriot. Trebuie văzut ce vor face polonezii, ce vor face nemții în acest subiect. Până atunci, trebuie convocat un CSAT. Nu s-a convocat. Domnul Ciucă, fost ministru al apărării, zice că nu e o decizie personală, că trebuie luat în CSAT. Ești campanie electorală, prilej, să se discute și multă propagandă pe subiect. Și totuși, dăm sau nu singurul nostru sistem funcțional? Îl ascultăm astăzi ce a spus premierul Ciolacu și ne întoarcem la dezbatere. Am avut o discuție cu președintele României, urmează să luăm o decizie în CSAT. Cum vă raportați dumneavoastră la acest subiect? La trimiterea unui sistem? Sunt ferm convins că după CSAT o să aflați decizia. Când ar putea să aibă loc ședința CSAT? Acest lucru o să urmeze să ne anunțe președintele României. Când ați discutat cu președintele Klaus Iohannis? În aceste zile? Zilele trecute? În aceste zile. Da, care e poziția dumneavoastră pe tema aceasta? Vă repet. Este o decizie care se ia în CSAT. Aici nu avem păreri. Ministrul apărării avea mari...
național. Ministrul Apărării avea mari reticențe, spuneați, de ce? Vă spun încă o dată, această decizie se ia în CSAT și n-am zis mari, am spus că avea reține. Dar ce-am putea primi și... la schimb? Bun. Haideți să lăsăm decizia la CSAT. Încercăm să aflăm mai mult decât decizie. Încercăm să aflăm cum vă raportați dumneavoastră la subiectul acesta. Atunci spun că cel mai bine este să desființăm CSAT-ul și să luăm hotărârile noi aici în cercul militar de la Brașov. Sper să nu se gândească nici în glumă. Ni se alătură domnul Constantin Ciorobea, este contraamiral de flotilă. Bun găsit, domnule Ciorobea, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Bună ziua! Mulțumesc. E dincolo de discuția foarte politică pe acest subiect, este important să înțelegem ce înseamnă să dăm acest sistem Kievului, ce înseamnă și în raport cu Federația Rusă. Noi suntem un stat membru NATO, totuși, dar avem un singur astfel de sistem funcțional în România. Acum nu o să fie dat cel care este funcțional. Mai sunt încă două care sunt în proces de operaționalizare și poate fi vorba despre unul din acestea. Dar acum, analizând din mai multe puncte de vedere, sistemul în mod sigur este necesar pentru Sistemul Național de Apărare, pentru că altfel nu ar fi fost comandat. Pe de altă parte, acum vedeți, situația din Ucraina este deosebit de gravă și acum Ucraina are nevoie mai mult ca oricând de astfel de sisteme, în condițiile în care avem o nouă direcție de acțiune a Federației Ruse pe direcția Kharkov și vedem și cumva o schimbare de poziție la nivelul unor țări. Germania s-a oferit să mai dea un astfel de sistem, Spania o să livreze rachete pentru sistemele Patriot, deci cumva... Vedem că există și un răspuns la această cerință. Acum România trebuie să aibă în vedere și faptul că mai bine sunt lovite niște ținte departe de teritoriul național decât să ajungă mai aproape de țara noastră. Și nu vreau să îmi aduc aminte de vara anului trecut, când tot timpul erau drone și ce cădeau prin Dobrogea, pentru că, vedeți, imediat o să înceapă iar recoltarea cerealelor și parcă văd din nou tot felul de astfel de incidente în care Federația Rusă testează modul în care reacționează România și, Doamne ferește, să avem lovite și victime omenești. Deci, în concluzie, da, este o decizie care trebuie luată, este o decizie politică, în primul rând. Adică, din punct de vedere militar, sistemul este necesar României. E o decizie politică, trebuie luată la nivelul CSAT-ului, în care se pun în analiză nevoia Ucrainei, angajamentele pe care le are România față de alianță, față de Ucraina, dar și implicațiile pentru Sistemul Național de Apărare. Și aici vedem eventualele compensații, capabilități care să fie dizlocate pe teritoriul României pentru a acoperi această lipsă. Domnule Ciorobea, adică ce priorități are România și ce ar putea aduce în această negociere până la urmă? Păi, având în vedere probabil faptul că deja sunt Spania s-a oferit să dea rachete și Statele Unite livrează astfel de rachete, mai poate fi solicitat un sistem MAMPA de la francez, sistem care a fost dislocat în Dobrogea. Mai aducem un sistem, compensăm sistemul Patriot pe care îl livrăm către Ucraina, apărăm frontiera de est a României, capabilitatea de apărare antiaeriană este compensată. Vreau să vă mai întreb despre aceste amenințări pe care le tot face Federația Rusă. Eu înțeleg că ele se referă doar în cazul în care noi am folosi în mod real acest sistem de pe teritoriul nostru, nu neapărat dacă l-am dat Kievului, dar totuși, cât de pezabile sunt aceste amenințări, noi fiind un stat membru NATO? Federația Rusă primește echipamente militare de la Iran, din Coreea de Nord. Asta nu înseamnă că aceste țări sunt parte a războiului dintre Federația Rusă și Ucraina. În aceeași poziție este orice țară care livrează echipamente militare Ucrainei pentru a se apăra. Deci nu poate fi vorba de o astfel de amenințare și cumva chiar exagerează Federația Rusă și chiar e o agresiune asupra suveranității României în ultimă instanță, pentru că nu este permisă amenințarea
cu forța la adresa unui stat membru a Organizației Națiunilor Unite. O chestiune pe care o practică continuu Federația Rusă de la începutul războiului, cel puțin noi, Republica Moldova, suntem tot timpul ținta lor și polonezii. Poate cumva chiar n-ar fi exclus o ședință la nivelul Organizației Națiunilor Unite prin care să-și clarifice poziția. Federația Rusă are cumva de gând să atace și țările acestea? De le tot amenință, adică vedeți, trebuie cumva clarificat și așezată și Federația Rusă în locul pe care îl are orice stat la nivel mondial. Nu este mai des, mai sus decât alții. A organizațiilor. Mulțumesc foarte mult. Constantin Cerobea, contramiral de flotilă, a fost alături de noi. Domnule Gâdei, dumneavoastră știți acolo la PSD la ce se referă premierul când spune că ministrul apărării are mari rețineri în a da acest sistem, ca România să dea acest sistem Ucrainei? Laurențiu Gâdei, mai ești alături? Da, te rog. Zic, nu știu la ce se referea domnul ministru al apărării, dar așa cum a spus și domnul contramiral, bineînțeles că afectează capacitatea de apărare a țării. În altă ordine de idei, decizia ta se va lua în CSAT în urma discuțiilor și a informațiilor care nu sunt publice și se vor dezbate acolo, pentru că efortul internațional de a opri înaintarea Rusiei trebuie susținut de toate statele civilizate și acest efort se vede la nivel internațional. Până la urmă, cred că va veni, dacă vom fi în situația de a trimite un sistem Patriot în Ucraina, cred că cu siguranță vor veni cu compensații sau ulterior va trebui să-l primim înapoi din Statele Unite, așa am înțeles și din alte surse din mass media. Da, Cătălin Antohei, o întreagă discuție politizată foarte puternic în această perioadă, totuși românii stau și se uită și trebuie să fie asigurați că nu avem nicio problemă de securitate în acest context. Vorbea domnul contramiral de că e o chestiune de politică, e o chestiune de politică națională. E cu totul deosebit și am avut sentimentul că nu am înțeles întrebarea, că te referai la situația în care noi aducem sistemul Patriot pe teritoriul României, aproape de graniță, și angajăm rachetele rusești de acolo. Da. Nu a prins aceasta. Polonezii au anunțat deja că nu vor fi, că nu vor ceda sisteme Patriot către Ucraina. Ideea aceasta să angajăm rachetele rusești de pe teritoriul național a venit din partea Germaniei și e clar că nu este agreată de către nimeni. Da. Am văzut că opinia în armată este că am putea ceda numai în situația, cum a spus domnul contramiral, în situația în care am primit un sistem chiar mai avansat și chiar în situația în care nu am primit și proprietatea acesteia. Deci doar ar fi instalat pe teritoriul României și funcționabil. Dar nu. Acestea ar fi singurele variante agreate de armată ca posibile la schimb cu Patriot. Da, și totuși decizia e una politică, domnule ministru, până la urmă, chiar dacă în CSAT sunt șefii armelor, dar s-a creat deja această nesiguranță chiar în rândul oamenilor, că noi știam că avem unul singur funcțional, deja v-am spune că nu o să-l dăm chiar pe acela, păi până îl facem pe celălalt în războiul. Da, discuția, dacă să luăm cu începutul, la Washington, președintele Iohannis spunea că au avut loc discuții în care s-a vorbit despre cedarea unui sistem, nici într-un caz cel funcțional, și obținerea unor compensații. Dar discuția se va decide în CSAT. Cred că dacă este să punem această problemă, chiar dacă este o problemă națională, ca și armament, ca și decizie, cred că va trebui să o luăm un pic mai larg în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Suntem adică chiar, nu noi singuri, ci împreună cu Polonia, cu Germania, cu statele care au sistemul Patriot. Cum spuneați, într-adevăr, Germania a venit cu această idee încât să abordăm rachetele rusești de pe teritoriile naționale. Nu știu dacă ar fi o idee chiar atât de bună. Eu cred că ne-ar ataca direct Rusia, efectiv, adică la două minute. Dar rămâne o discuție care este deschisă și bănuiesc că CSAT-ul va fi cel care va... O decizie înțeleaptă. Da, care va pentru securitatea noastră, da. Un general român din NATO a comentat o astfel de ipoteză, spun că ar fi o escaladare extrem de periculoasă. Cu siguranță este, da. Bine, o să mai discutăm ora următoare, o să mai fie aici domnul general Bălăcean, o să reluăm subiectul. Hai să ne uităm un pic la campanie. Deci eu campanie, am fost și un politic, am fost și un candidat. Nu e o campanie ca asta, cel puțin ce se întâmplă în București, este ceva duminică dimineața, eram în oraș cu treabă și am văzut un candidat de la Alianța Comună, coaliție, era un candidat, părea exact scos pe la ora aia 9, cât era, părea exact ca un pat nefăcut scos pe stradă, deși era un sector unde candidau împreună, el era cu ai lui de la partid mult în față, mai mulți, mai avea trei de la celălalt partid, nu vă zic ce sector, și care
trei de la celălalt partid, care aia săraci și că nu erau cu el, erau, mergeau mai în spate ca să nu se lipească unii de alții. E ceva, domne, Piedone, e ceva de nedescris, peste tot, pe unde se duce, prăjește ouă, pe ciment, prin utilaje. Domnul Vigheciu, de la PSD, eu cred că nu mai de supărare că i-au tot greșit numele, și-a luat o vacă și s-a plimbat cu ea în sector. Haideți să-l vedeți. După aia vă mai arăt și alții, că Nicușor face de-astea de matematică, da, fiecare, unul n-are treabă să spună ceva despre București. Toți sunt cu alte lucruri. Burduja, pianul, cântă, Nicușor face matematică, ăsta se plimbă cu vaca, doamna Firea nu știu unde este, Piedone cu usturoiul și cu prostiile lui, hai să vedem. Nu, din păcate nu este un film, este pura realitate din sectorul 5. Ne aflăm la câțiva pași de Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului, la intersecția cartierilor Cotroceni cu Panduri. Dacă ne-am luat după actualul primar al sectorului 5, am zice că în sectorul domniei sale, mă scuzați, în sectorul familiei sale, curge doar lapte și miere. Din păcate, realitatea este cu totul alta. Doar că cetățenii, singurii care ar trebui să conteze în sectorul 5, nu au parte nici de lapte, nici de miere. Actualei administrații nu îi pasă, de fapt, să facă lucruri importante pentru oamenii din sectorul 5. Din orice unghi am privi, sectorul 5 este ultimul al capitalei. Cel mai sărac, cel mai murdar și cel mai prost administrat. Din puținul pe care îl are, sectorul 5 nu a fost altceva decât o vacă bună de mulți pentru cei care l-au păstorit în ultimii 20 de ani. Dacă s-a putut în sectorul 3, dacă s-a putut în sectorul 4, cu siguranță se va putea și în sectorul 5. Din 9 iunie începem treaba. Scoatem sectorul 5 la lumină. Da, deci după campania asta fiecare își va găsi cu siguranță un loc. Domnul Vigheciu poate să meargă la fermier, caut nu știu ce era. Pătianul trimitem la Românii au talent. Haideți să-l vedeți pe Piedone, pe ăsta îl trimitem la concursurile alea de gătit. Piedone care s-a apucat de gătit pe șantier. Deci dacă luăm un ochi și îl punem un ou și îl spargem acolo, cu siguranță se face, nu? Să știu că dacă rămân fără gaze, unde vin să-mi fac două micul dejun, da. Sunt două ou, e prima oară când fac experiența. Ia stai, da. Ia uite, stai puțin. Pune așa ca să facem tigaie. Așa. Ia, opa. Bă, adu niște sare, o pâine prăjită, ceva. Ia uite. Se face ou. Și vezi, se face și încet și rămâne și gălbenușul. Făceam cartofi. În staniolul. Piedone e cu gătitul. Acum vreau să vi-l arăt și pe Nicușor la concursul de matematică și ne întoarcem în dezbatere. Hai să vedem câteva imagini. Așa, Nicușor s-a întâlnit cu fostul lui coleg care a câștigat o medalie de aur la Olimpiada de Matematică acum foarte mulți ani. A venit în țară, este un vietnamez, a venit în București, omul s-a apucat să facă de-astea exerciții matematice. Ia, hai să vedem un pic imagini de acolo. Și s-au întâlnit și acolo la concursul de matematică, viteză probabil, nu știu exact, că eu ieri întrebam unde naiba e acest candidat. Nu, este, uite, e la concursul de matematică, ăla altul gătește, altul cântă la chitară, nu știu, doamna Firea, abia aștept să aflu. Domnule Gâdei, l-ați văzut pe colegul noastră cu vaca? Doamnă, fiecare candidat încearcă să scoată cât mai viral aspectele pe care le întâlnește în comunitatea în care candidează. Da, am văzut și eu clipul cu vaca, am văzut și eu tot ceea ce fac candidații și nu sunt singurile exemple care sunt ieșite oarecum din tipar. Cert este că Nicușor Dan doar de matematică s-a ocupat câțiva ani de zile și ne-a demonstrat la o emisiune televizată că datoriile alea pe care spunea că le-a stins ale primăriei generale sunt de fapt mai mari decât au fost preluate. Singura care este implicată și într-adevăr este interesată de proiecte și de nevoile Bucureștiului este doamna Gabriela Firea, care de altfel în sondaje următoare veți vedea că este în preferințele bucureștenilor și va câștiga primăria capitalei. Pentru că chiar merită, este de departe candidatul cel mai
bun pentru București și pentru bucureșteni. Da, văzut mai cu seamă că în 2020 PNL-ul spunea că a fost cel mai rău primar doamna Firea și acum încearcă să ne explice că tot ce a făcut Nicușor e de fapt ce a lăsat doamna Firea, care atunci era cel mai rău primar. Da, domnule Tătaru, nu știu, cum vi se pare, nu știu la noastră la Vaslui cum e campania, dar la noi aici e haios rău de tot, e circ, da, fără pâine. Da, electorală este un moment diferit de restul momentelor din ciclul celor 4 ani. Cred că fiecare candidat încearcă să aibă un repertoriu în care să-i permită să-și etaleze calitățile și în același timp să arate și defectele celor dinaintea lui. Mă reîntorc și spun că ar trebui totuși să ținem cont că Bucureștiul este altfel decât restul țării, că avem un electorat destul de radicalizat, că avem un vot mult mai politic și mai pragmatic decât în celelalte zone ale țării. Și nu o să putem compara niciodată ce se întâmplă în București cu ce se întâmplă la Vaslui, de exemplu. Normal. Iar dacă unele, nu știu, metode de campanie poate s-ar lipi la Vaslui, în București nu. Vaca aia ar merge, nu? Pe niște câmpuri acolo pe la dumneavoastră. Restul aici nu cred că ar merge. Da, se descurca bine, domnul, nu e rău. Adică își găsește un loc după campania asta, zic. Cred că, repet, fiecare își caută să-și italeze cât mai la vedere calitățile, dar în același timp să arate și defectele celor dinainte și să spună pe înțelesul tuturor cam ce ar vrea să facă dacă ajunge primar. Nu, fiecare dintre candidați încercăm să părem o alternativă la ce a fost până atunci, dar fiecare are... Da, la piedone ne-ar trebui o alternativă și la București, chiar nu doar la sector. Da, Cătălin, cum ți se pare? Eu îl înțeleg pe Adrian Vighețiu, alergă după notorietate, că asta este ceea ce îi mai trebuie. Altfel, să știți că omul ăsta, din ce l-am verificat, eu a fost city manager la sectorul 6 și nu s-a descurcat rău, deci administrație știe. Poate își mai oferă o șansă și după ce ne-a făcut acest spectacol de primar cowboy, da? Ne arată și că știe administrație și că are niște proiecte pentru sectorul 5. Da, în rest, cum ți se pare scurt așa toată campania, 30 de secunde, cum ți se pare toată campania la București? Jenantă. Jenantă și aștept totuși, mai avem din campanie, aștept totuși. Eu chiar vreau niște dezbatere, cred că toată lumea le vrea. Toți vrem. Și pentru primăria generală și pentru cei de sector, dar mai ales pentru bătălia. Dar știi ceva, n-a fost nici atunci. Chiar dacă era cu pandemie, eu am fost candidat. Da? N-a fost. Îl mai prindeam pe Tudorache să-l întreb de drumurile alea de pământ pe care acum se duc ei toți să spună că nu le-a făcut nici Clotilde. Nu le face nimeni și vă spune de ce îți fac drumurile alea în sectorul 1. Că n-au cum, că trec niște, au legătură cu CFR-ul, cu niște conducte și cu niște de-astea de electricitate și nu se pot face. Niciun primar. Le-a făcut Chiliman, nu o să le faceți voi. Deci da, avem, toți ne pozăm acolo și sunt niște gunoaie pe nu știu unde, pe un sector. Dar hai să trecem și la lucrurile serioase, dar nu sunt dezbateri și nu vor fi. Nu au fost dezbateri, da, pentru că s-au obișnuit doamnele și domnii candidați să refuze să participe, da, la dezbateri. Da, e pe șmecherie, de la Iohannis exact. A început și acum continuă tot și Nicușor și toată lumea. Bine, mulțumesc foarte mult invitațiilor, scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul de oră, vă mai arăt că mai avem la diverse lucruri. Parcare nou înființată, sunt 10 locuri noi înființate. Aici cine trebuie să vină? Denis cu pământ și totul la loc. Da, amenajarea pe spații verzi o face Denis. Noi am finalizat din punctul ăsta de vedere borduri, asfalt, parcări noi înființate pentru locuitorii sectorului 5. Nu înțeles. Păi Denis, să bagi urgent aici să curețe măcar unde s-a făcut, să nu lăsăm așa. Chiar mâine să vină să aducă pământ vegetal, să închidă unde a trunat asfalt. Băgați-vă și uite și pastila aia mică acolo. Da, piedona e când nu e la gătit pe șantiere cu motocicleta, după aceea și șoșoacă, am văzut-o și pe ea pe motocicletă și prin decapotabile, cu asta se ocupă oamenii aceștia. Hai să-l vedem și pe Nicușor ce zice despre ultimul sondaj pe București. Pentru că multă lume dintre susținătorii mei au spus că gata, bătălia s-a terminat, am câștigat, nu e deloc așa. E o chestiune de mobilizare, există două bazine care sunt aproximativ egale, PSD și anti-PSD sau stânga și dreapta, cum vrem să le spunem. Și sondajul ăsta e foarte bine că a apărut acum, tocmai ca să răspundă oamenilor care nu mai vor PSD în București să se mobilizeze să vină la vot. Da, Nicușor Dan însă nu vrea să vină la nicio dezbatere, deși îl tot invită Burduja care cântă prin centru vechi. Avem foarte multe lucruri interesante de arătat despre campania de la București, ori de la fix ne întoarcem, discutăm și despre pensii, dar și despre inflație și despre sistemul Patriot, îl dăm sau nu Kievului. Revenim.